Mașina directorului clubului sportiv municipal din Pașcani, Bogdan Mandric, a fost vandalizată în noaptea de 16 spre 17 martie, chiar în parcarea din fața blocului unde locuiește. Autoturismul era în fața băncii Raiffeisen, iar dimineață proprietarul a observat că toate cele patru anvelope erau înțepate. A fost depusă o plângere la poliția municipiului Pașcani, iar oamenii legii au deschis un dosar penal de cercetare pentru distrugere. La data de 17 martie anul curent, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat despre faptul că în noaptea precedentă i-au fost distruse cauciucurile de la autovehicul. În prezent, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere în vederea identificării autorului și pentru tragerea acestuia la răspundere penală. Mandric a precizat că nu știe cine ar fi putut face acest gest și este frică că se poate întâmpla orice. A făcut plângere la poliție din acest motiv și consideră că suspectul ar putea fi o persoană periculoasă din moment ce poartă asupra sa obiecte ascuțite, ca cel cu care a distrus cauciucurile de la mașină.